Bine v-am găsit la o nouă emisiune, de data aceasta o emisiune, așa cum veți vedea, cu doi colegi slujitori. La un moment dat, când am vorbit cu unul dintre colegi, nu cu colegii de față, și i-am spus cam ce am vrea să facem, mi-a pus următoarea întrebare: oare de ce ar vrea să cunoască oamenii anumite aspecte din viața mea? Mi s-a părut bună întrebarea și eu am găsit repede răspunsul. I-am spus că voi ați vrea să-i cunoașteți pentru că vreți să-i apreciați, vreți să cunoașteți mai mult din slujirea lor și cu siguranță vreți să vă rugați mai mult pentru ei ca să fiți și voi parte la extinderea împărăției lui Dumnezeu prin slujirea lor. În seara aceasta am bucuria să vă prezint doi colegi, Mircea Ursu și Viorel Chiș. Mă bucur că ați acceptat provocarea. Bine ați venit! Bine v-am găsit Bine și v-am mulțumim găsit! de invitație. Mulțumim de invitație. Cu mare drag. E o provocare pentru noi că noi suntem obișnuiți cam în altfel de cadre, nu aici. Dar așa cum deja i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc, aici nu facem o teologie grea, nu facem foarte multe studii, deși eu așa îmi place să cred că noi transmitem cuvântul lui Dumnezeu, dar altfel, prin modul de viață, prin experiențe de viață și ceea ce mi-a plăcut mie și cred că le place și altora, este să vedem și omul slujitor, nu doar slujitorul acela pe care unii îl așează pe un pedestal și este nu știu cine. Da? Deci o să începem cu ceva cu oarecare timp în urmă. Familia în care v-ați născut, ce vă aduceți aminte despre copilăria voastră, părinții voștri. Mircea, intrăm direct în subiect cu tine. Am avut un har deosebit și l-am și în continuare. M-am născut în familie de credincioși baptiști. Eu sunt de fapt a patra generație. Străbunicul meu a fost printre primii credincioși baptiști din localitate. Apoi bunicul care a avut un rol determinant asupra slujirii mele și asupra formării mele ca și credincios, datorită aplicației lui foarte adânci asupra Scripturii. Un om care toată viața studia Scriptura. Din clipa în care s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și apoi ori de câte ori cineva venea la noi în casă, nu făcea altceva decât deschidea Scriptura și fie că era pocăit, fie că era nepocăit, le predica Cuvântul Dumnezeu. Spre bătrânețea lui, când a început să nu mai vadă bine, eu eram cel care citeam din Scriptură pasajele pe care le cerea atunci când avea anumite dialoguri cu vecinii care veneau la noi în vizită. Așa că în contextul acesta al unei familii de credincioși baptiști, aici m-am născut, aici am crescut și m-am bucurat de o educație creștină, o educație biblică și la vârsta de 17 ani Dumnezeu m-a cercetat. Și Bun, dar aici... eu am o întrebare, scuze-mă că te Da, întrerup, că îmi vă rog. place mie să întreb. De ce ai zis că ai avut privilegiu? De ce consideri un privilegiu toate astea? Eu le-aș putea transforma multe din ele în necazuri. Adică m-am născut într-o familie care m-a obligat de mic să mă rog, m-a obligat de mic să mă duc la biserică, bunicul, că el nu mai vede, mă pune pe mine să-i citesc din scriptură, că el vrea să vorbească cu nu știu cine. De ce povară sau privilegiu? De ce privilegiu și nu Ar povară? putea poate pentru unii să fie considerați ca și o povară, dar cred că a fost un privilegiu pentru că noi ca și familie începeam momentele acestea sau terminam ziua cu rugăciune și asta ne-a obișnuit într-un context în care să ne placă apoi mersul la biserică. Mi-a Da, plăcut. atunci când ai fost mic, tot așa ai gândit, ți-a plăcut sau ai văzut un pic diferit? Pot să spun că în mare parte da. Mi-a plăcut și faptul că bunicul a fost foarte riguros în privința aceasta, nu că ne-a obligat, dar a creat contextul încât întreaga familie și noi, ca și nepoții ai lui, eu și sora mea, Erați aproape de el sau de da, ce? trăiam în aceeași curte, în aceeași Ah, da. casă, eram împreună, astfel încât s-a imprimat lucrul acesta în viața mea și îmi plăcea să merg la biserică. Deci pe vremea aia puteau să încapă două, trei generații într-o curte. Puteau foarte Au simplu rezistat. și da, și a fost bine, a fost bine. Eu zic că a fost bine, bunicul a avut o amprentă puternică asupra. Super. Viorel, cum a fost la tine? Eu m-am născut într-o familie parțial întoarsă la Domnul. De ce zic parțial? Părinții mei nu erau întorși la Domnul. Tatăl meu
avea străbunicul păstor, bunicii mei erau în familie de credincioși și primele amintiri care le am sunt de pe la vârsta de 5 ani, când mergeam în vacanță la bunici undeva în Bihor, aproape de Marghita, și bunica mea îmi spunea în fiecare seară anumite ilustrate din Scriptură și astfel am început să îndrăgesc personajele din Scriptură și mi-aduc aminte că... Bănesc că ai ajuns și la David, cu Praș, cu Goliat. Și la David, și la Iosif, și despre Avram. Și erau personajele cu care am crescut. Și la un moment dat, bunica mea mi-a dat o Biblie, mi-a dorit o Biblie micuță, de culoare verde, într-o plasă de pluș verde, și mi-a spus, uite, în cartea asta sunt toate povestirile pe care bunica ți le spune seara. Și am luat și o carte de cântări, le-am băgat în plăsuța aceea mică și umblam peste tot, că nu știam să citesc. Dar știam că acolo, în Scriptura aia, sunt toate povestirile pe care bunica mi le-a spus și care îmi plac. Comorile tale. Da. Și atunci, Raisla cu comori. Când m-au văzut, la un moment dat, oamenii saci, și frași și surori, că umblam pe acolo pe miriște cu plasa după mine, o soră a spus, tu când o să te faci mare, o să fii păstor. A fost prima dată când am auzit lucrul ăsta și oarecum mi-a și dat ce ai înțeles atunci din asta? Aveai idee cam ce... N-aveam idee ce înseamnă neapărat să fii păstor. Aveam o imagine foarte înaltă despre slujitori. Ți-ai dat seama că e de bine, oricum. Și îmi doream lucrul ăsta. La noi în casă, la bunici, toți frații care veneau și slujeau în biserica din Ciulești, la noi trăgeau. Acolo mâncau, dacă era de dormit, la noi dormeau. Și familia noastră, oarecum a bunicilor, și când mergeam acolo, era în contextul ăsta al slujirii. Mai târziu, Dumnezeu m-a cercetat și m-a chemat la pocăință și apoi am simțit o chemare și în privința slujirii. Vorbind, ai început să amintești cumva ideea momentului convertirii, a începe unei relații personale cu Dumnezeu. A fost așa ceva normal în virtutea faptului că ai crescut cu credincioși sau... Am îndrăcit Biblia și citeam foarte mult Scriptura. Citeam multe capitole pe zi și pentru că bunicul meu mi-a stârnit dorința asta de a citi Scriptura, eram foarte aplecat după a fi prezent la casa lui Dumnezeu, chiar din timp, mergeam cel puțin cu o jumătate de oră înainte de a începe slujba. Am învățat eu că trebuie să și postez, să mă și rog, dar într-o seară, și țin minte, și mărturia asta am spus-o de zeci de ori la noi în biserică, în Lupeni, și oricând am avut ocazia, era 6 ianuarie 1991. Un predicator din America, au venit pentru o săptămână de evanghelizare în satul nostru. Era ultima seară, duminică seara, 6 ianuarie 1991. Predicatorul, neștiind cine sunt, necunoscându-mă, a spus următoarele cuvinte. Să nu crezi că dacă ai bunic pocăit, bunică pocăită, tată și mamă, și tu ești pocăit și tu ești credincios. Tu trebuie să te pocăiești. E, toți aceștia erau în biserică. Bunicul, bunica, mama, tata erau pocăiți. Acolo a fost momentul în care Dumnezeu a declanșat în mine ceva prin care am spus în seara asta trebuie să mă decid pentru Dumnezeu. Și a fost seara în care s-a făcut apel și eu am răspuns apelului, am ridicat mâna, au fost și alții, au urmat apoi catecheza și toate celelalte și în toamnă, în septembrie 22. Câți ani aveai când ai luat decizia? 17 ani. 17 ani. Altul la 17 ani a plecat în exil, tu te-ai împăcat cu Domnul. Da, da, cred că el le-a împăcat cu Domnul Daniel, el faceți referință. Ai regretat vreodată că te-ai pocăit? Nu, și chiar sunt mândru de lucrul ăsta. Nu. Da. Cum a fost la tine, Viorel? Eu am avut la un moment dat o concepție legată de faptul că pocăința ar sta în calea carierei pe care mi-o doream. Tatăl meu a lucrat la Lipova ca și ofițer în armată și prin 87 ne-am mutat în Valea Jiului, dar în mintea mea s-a conturat ideea de a face carieră militară și îmi doream tare mult să merg în școala de ofițer și uniforma, să fiu în cadrul armate și consideram că a merge la biserică va fi o piedică pentru mine în contextul ăsta. Și mi-aduc aminte în vara din 96,
fratele Cornel Ardelean, păstorul bisericii din Petrila, a anunțat un nou botez în biserica noastră și erau dintre tineri care se botezau și ceilalți tineri s-au întors pe mine și au zis, și tu? I-am zis, poate să boteze toți, eu nu. Eu mă duc la școala de ofițeri. El era cătane deja, da. Mie zic, nu. Și în săptămâna aceea am avut un regret profund a cuvintelor pe care le-am spus. Într-un fel am simțit cum mâna Domnului apăsa asupra mea și mă gândeam, oare de ce trebuie să spui tu așa? Nu era simplu să spui, nu-s hotărât. Și am început, un pic mai dulce. Da, nu chiar am început să mă gândesc puțin la ce presupune chemarea asta la pocăință, să realizez că degeaba sunt diferit de ceilalți, adică nu în jur, nu am anturaje dintre astea greșite, că dacă viața mea s-ar sfârși, nu mi-ar ajuta la nimic. Și săptămâna aia a trecut foarte greu. Pentru mine abia am așteptat să vin următoarea duminică să nu să-i spun fratelui Cornel că vreau și eu să mă botez. A fost săptămâna în care Dumnezeu m-a cercetat și Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că am nevoie de El și de pocăință. Și în 96, în 9 iunie, l-am mărturisit pe Domnul în apă botezului. Frumos. Spuneți-mi că fiecare are bătălia lui când e vorba de întoarcerea la Dumnezeu, că satana nu vrea să-i scape chiar așa de ușor pe oameni și trebuie să iei niște decizii și e bine să le iei cu maturitate, să le iei cât mai devreme în viață, dar să le iei cu maturitate și să le iei pentru veșnicie, adică nu te joci cu chestia asta. Dar există o bătălie când începe să te cheme Dumnezeu la slujire? Da. Este o bătălie. În cazul meu, de exemplu, eu am avut o inclinație mare spre istorie. Mi-a plăcut istoria. Visul meu era ori profesor de istorie, ori la drept. Și mereu am mers cu ideea aceasta cât timp am fost în liceu. În clasa 10-a, când m-am botezat, după aceea a început încet, încet să se contureze altceva. Am avut, din nou spun, harul, privilegiu să fiu invitat la niște cursuri biblice la Sibiu. Erau modulare de câte o săptămână, din 3 în 3 luni. Și asta m-a captat și încet, încet, din clasa 11-a, când dirigenții sau alți colegi te întrebau spre ce te orientezi ca și facultate, am spus, cred că eu vor merge pe partea aceasta a teologiei. Și lucrul ăsta s-a concretizat tot mai mult în biserica în care făceam parte. Frații au început să mă folosească. Am cântat și în fanfară, am schimbat mai multe instrumente și până la urmă dirijorul mi-a zis mie, zice, cred că pentru tine e Biblia, nu instrumentul. Și de atunci... M-am gândit că te-au pus la trombon. Dar... Trombonul, am cântat trompetă, am cântat basul vigorn, cu tob am început, vroiam să fiu toboșarul. Și într-adevăr, așa s-a descoperit că mai mult inclinație pe partea teologică decât pe partea muzicală. Am înțeles că n-ai regretat niciodată că te-ai împăcat cu Dumnezeu și ai început o relație personală cu Dumnezeu. Așa, pentru câteva secunde, ai avut momente când ai regretat că ai ales slujirea? Nu că am ales slujirea. Au fost anumite momente după ce am terminat anul 4 și m-am hotărât să merg la Lupeni. Și aici o experiență foarte, foarte interesantă, pentru că inițial am fost ales la Ploiești, totul s-a concretizat prin vot, dar era o frământare în inima mea dacă da sau ba. Am avut un accident de tren, în urma căruia a intervenit cu intervenție chirurgicală. Am stat o lună de zile acasă. În perioada aceasta am avut o frământare și am zis, nu cred că sunt chemat pentru Ploiești. În același timp era și chemarea celor de la Lupeni. Dar între Ploiești și Lupeni, eu în inima mea alegeam Ploieștiul, spre ei am înclinat. Lupeniul era... Nu-mi plăcea. Bun, acum și ca zonă, Ploiești, oraș mare, da, sigur. Aproape de București. Dar în anul 4... Au venit frații, o delegație de la frații din Lupeni, au venit la mine acasă chiar în săptămâna mare, luni după Florii, și m-au întrebat, mi-au propus și le-am spus, o săptămână ne rugăm și voi și eu,
A doua zi de Paști sunt la voi. A doua zi de Paști am spus da, accept în propunerea voastră, invitația voastră și îmi termin examenele, tot ceea ce ținea de examenele de an, examenele de licență și din toamnă, o să începem slujirea. Perioada iulie-august a fost o perioadă de mari frământări pentru mine. Dacă am făcut bine, să aleg Lupeniu și n-am ales Ploieștiul, deși fusesem ales acolo. Frământări profunde le-am avut în interiorul meu, încât mă gândeam, nu știu dacă chiar trebuie să fac asta, ceea ce am hotărât să fac. Însă, interesant, lucrarea lui Dumnezeu. Din prima zi, cum am început, 1 septembrie 97, slujirea la Lupeni, fiecare zi, fiecare săptămână îmi concretiza, mi-a arătat tot mai mult că, de fapt, acolo îmi este locul și nu unde mă gândeam eu, mai bine era Ploiești, era central, era lângă București, condițiile altele, dar Dumnezeu așa a hotărât. Deci asta au fost 2 luni de zile, a fost de frământare, în care mergeam duminica la Lupeni. Unde nu era slujirea, ci locul slujirii. Da, exact. Bun, dar așa, să zic teologic vorbind, tu ai convingerea că Dumnezeu te vrea într-un loc și dacă te duci unde vrea El, te va binecuvânta acolo? Absolut. Și cred că Dumnezeu m-a avut la Lupeni și binecuvântările care poate cei din biserica cealaltă mi le promiteau aici au fost mult mai mari. Binecuvântări de pe orice natură, palier. Unde ai început slujirea? Am început în biserica care am crescut, în Petrila. M-am implicat cu tineretul, după aceea pentru un timp am fost responsabil de biserică, apoi am slujit în biserica filială la Lonia pentru o vreme și Dumnezeu m-a chemat apoi în Pui, într-un sat la 30 de kilometri de Petrila. Da, e bine că ai zis sat, să nu creadă unii cu Puiul. Da. Deci în comuna Pui, în localitatea Pui, acolo am început slujirea în anul 2004. În anul 2005 am fost ordinat ca și păstor și până în prezent slujesc încă în biserica de acolo de la Pui. N-am regret în ceea ce privește chemarea în slujire. Am convingerea că Dumnezeu ne-a... Așa, am avut frământări în privința slujirii în contextul în care eu lucram la una din exploatările miniere din Valea Jiului și câștigam foarte bine la vremea respectivă. Aveam Stai să vedem unde ajunge. Aveam un serviciu bun, lucram la topografie ca figurant topograf. Ah, deci nu erai... Ba da, subteran. Subteran? Da, subteran. Dar, și pe acolo se fac figuri. Era un loc de muncă râvnit de mulți. Așa a lucrat Dumnezeu că am ajuns în contextul respectiv și când chemarea din partea fraților a fost să merg la Pui, m-am uitat la potențialul bisericii și am spus, Doamne, eu am familie, trebuie să fiu responsabil, soția nu lucra, aveam un copil mic, aveam rate la bancă. Dacă mă duc la Pui, ce mai mănânc în afară de Pui? Aici? Și am început și eu, ca și Moise, să mă codez, să spun, știi, Doamne, nu cred că e locul meu acolo. Chemarea a venit în urma unei meditații zilnice, scrise de Oswald Chambers, din evrei legat de Avram, care a plecat fără să știe unde se duce. Și întrebarea era, ai plecat vreodată în felul acesta? Și pe mine întrebarea aia m-a mișcat. A spus, eu n-am plecat niciodată așa. Cam de obicei îs calculat, caut să-mi așez lucrurile, nu plec așa la... Nu mai aventurier. De partea precautului, da. Da, nu sunt aventurier de fel. Și am început să tot pun tot felul de motive înaintea Domnului. Spun, Doamne, nu, aveam temerile mele. Păi acum tu știai și unde te duci? Te duci la Pui, nu? Ca Avram, că nu știai. Da. Da, și m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, știi, eu am familie, trebuie să am câștig acolo ca să pot, dar biserica asta nu are potențial. Și în timpul rugăciunii am deschis Scriptura la Psalmul 37 și spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut niciodată pe cel neprihănit lipsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. A fost momentul în care am decis să plec de la mină. Mi-am anunțat șeful că urmează să-mi dau demisia, am început slujirea și n-am regretat momentul ăla niciodată. Din potrivă, Dumnezeu ne-a binecuvântat. N-a fost și n-am umblat după câștig material. Biserica din Pui, în toți anii ăștia, nu a fost
nu a fost biserica capabil sau în stare să, să ne asigure salarul, dar pot să vă spun înaintea Domnului că n-a fost niciodată nici măcar o zi în care să ne lipsească pâinea. Dumnezeu a fost cel care s-a îngrijit de noi în tot acest timp. Dacă asta era întrebarea mea, încă n-ai îmbătrânit, dar îmbătrânit, dacă până acum Dumnezeu ți-a rămas dator cu ceva. Purtat, nu, nu. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Așa am experiențe în sensul acesta pe care le-am avut cu Dumnezeu într-un mod așa, oarecum. Ai început să le notezi, să le scrii? Nu, nu le-am notat. Destul de rău că o să încep să le uiți. Nu. Probabil unele dintre ele se uită, dar în amănunte sau ceva, e bine să le scrie acolo, e bine să Dar sunt momente în care Dumnezeu ne-a arătat că este și am făcut alegerea bună, alegerea potrivită. Provocări au fost, la un moment dat, la un an după ce am fost ordinat ca și păstor la Pui, o biserică din Oradea m-a chemat să merg păstor asistent. Era biserică cu potențial, biserică mare, eu sunt născut în Oradea și toate neamurile mele sunt acolo în zona Bihorului și suna așa frumos, dar m-am gândit, zic, acum am spus cu un timp în urmă, Domnul mă cheamă aici și acum să mă duc la biserică, spun, știți, Domnul de fapt mă cheamă la Oradea. Da, am auzit o chestie din asta. Și bun, acum să știi că probabil, nu cred că se aplică la noi, se aplică nu știu pe unde, că așa e. Dar am auzit despre o biserică în care la un moment dat când cineva întreba la momentul de rugăciune pentru ce să ne rugăm, un bătrân din biserică a zis să ne rugăm pentru Dumnezeu, la care cel din față, crezând că bătrânul nostru s-a încurcat, a zis, frate, să ne rugăm lui Dumnezeu. Nu, nu, nu zice, ne rugăm pentru Dumnezeu. Păi eu zic, ce să ne rugăm pentru Dumnezeu? Să se hotărască. Păi cum? Păi zice, noi de o vreme suntem fără păstor și apare câte unul. Vine la noi, se uită, fraților, Dumnezeu mi-a dat lumină să vin aici, la voi, vom face lucruri deosebite, știi cum noi la început, aha? După o vreme, își ia gemantanul și pleacă. Apare al doilea și zice, am putea să ne rugăm să se hotărască Dumnezeu totuși când trimite pe unul să-l țină acolo. Da, e bine, eu zic că e foarte bine că ai rămas lângă hotărârea asta. Am rămas acolo și v-am spus, și în segmentul ăsta sunt experiențe pe care le am. Nu întotdeauna l-am înțeles pe Dumnezeu. Deci nu întotdeauna am înțeles, că e bine că nu l-ai înțeles de ce Dumnezeu alege sau felul în care Dumnezeu alege. Însă întotdeauna m-am încrezut în călăuzirea pe care Dumnezeu mi-a oferit-o la momentul respectiv, chiar dacă n-am înțeles de ce e așa. Îți dai seama cam ce Dumnezeu am avea dacă l-am putea înțelege cu mintiuța noastră, știi? Și partea frumoasă este că eu n-am înțeles niciodată din Scriptură că Dumnezeu îmi cere să-L înțeleg. Dumnezeu îmi cere să-L ascult. Ai venit, Mircea, bănuiesc, cu niște vise mari în Valea Jiului, nu? Da. Câți ani de când ești acolo? 23. Bun, între vis și realitate, ce ți-ai propus la început, când privind spre viitor și ce zici acum când privești? Bun, altele erau visele și altele erau concepțiile pe băncile școlii și altcumva priveai slujirea. Bun, dar într-un sens e normal să visezi, nu? Da, e normal și am început slujirea și mereu am fost întrebat cum e și răspunsul pe care îl dădeam și pot să-l dau și acum, e greu, dar e frumos. Și într-adevăr a fost frumos și este frumos și toată slujirea a fost frumoasă. Am venit într-un context în care atașat de clădirea bisericii era o altă clădire pe care scria Casa de Copii Lupeni, unde clădirea era funcțională, dar nu era viață în ea. Și atunci... Adică nu erau copii? Nu erau copii, nu era nimic. Am întrebat comitetul ce se întâmplă, am făcut pașii, demersurile... Astea prin școală nu le aveai tu în cap cu casă de copii? Nu le aveam, nu m-am gândit niciodată. Evanghelizări? Sigur, dar văzând clădirea acolo și era o clădire cu potențial și istoricul puțin am construcției clădirii și ce s-a dorit și faptul că nu s-a realizat, am zis, cred că ar trebui să facem ceva. Erai căsătorit deja? Nu eram căsătorit, au trecut 2 ani până mă căsătoresc, după ce am intrat în lucrare. Și Dumnezeu a deschis uși oportunități ca să începem și o lucrare socială. Și
deși nu m-am implicat eu 100%, pentru că asta am spus fraților din comitet, chemarea mea nu-i să cresc copii la orfelinat, nu-i să fiu pe parte socială, am făcut 4 ani de teologie ca să fiu slujitor, să fiu păstor, dar mi-a plăcut să îmbinăm partea socială cu partea teologică și Dumnezeu ne-a binecuvântat în urma copiilor care au venit acolo, cărora cât am putut, am încercat să le dăm o educație teologică. Unii dintre ei s-au hotărât pentru Domnul, avem copii care s-au botezat și îl urmează încă pe Dumnezeu. Încet, încet s-au deschis și alte paliere sociale. Am avut un proiect foster care, copii 0-3 ani, luați din anumite case, centre de copii, plasați în familii credincioase și ținuți pentru o perioadă de timp și apoi, după 3 ani de zile, îi plasam în orfelinat sau le găseam potențial copii, părinți care să-i adopte. Am avut și un proiect cu o cantină socială, o perioadă bună de timp, cred că vreo 15 ani, în care de luni până vineri, vreo 40 de familii veneau și își luau un sufertaș, felul 1, felul 2 și prin proiectul acesta chiar unii s-au întors la Dumnezeu și avem membri în continuare. Deci astea se pare că sunt proiecte care n-au fost în visul tău. N-au fost în visul meu. Le-a scos Dumnezeu, da. Da, mi le-a pus Dumnezeu în față, mi-a pus clădirea în colaborare cu comitetul, ce facem, Dumnezeu ne-a... Și ce ai avut așa în vis, ce nu ți-a ieșit deocamdată? Bun, acum, ca și fiecare, când vii, vrei să duci biserica de la un număr la un anumit număr. Am avut o perioadă foarte... Consider că perioada, poate că perioada de creștere sau în care am avut și tineri, și cor, și cor mix, cor bărbătesc, cor de copii, toate grupele. Activități și toate. 2003, cred că 2007-2008 a fost așa un boom, un vârf. Apoi, după 2007, deja au început, au plecat pe dincolo, au plecat unii, au tras pe alții, migrația... Ne-a afectat foarte mult, mai ales în zona noastră, zonă defavorizată, cum eram numiți, în Valea Jiului. Și asta este unul dintre lucrurile care nu le-am realizat, să mai creștem. Din contră, parcă suntem... Nu se știe, s-ar putea viața să fie... Da. Știi cum zicem noi, dinții de ferăstrău, știi? Exact. Vorba acum. Da. Ți-ai propus vreodată când ai intrat în slujire să ai și necazuri? Nu mi-am propus, dar m-am nici nu te-ai rugat pentru ele. M-am rugat datorită lor mai mult. Deci am avut parte de încercări în slujire de-a lungul vremii, dar încercările ne și întăresc. Eu știu una din ele, așa când ați trecut printr-un incendiu. Da. Azi în 2-3 cuvinte, cum e? Mai bine să nu știm, mai bine să auzim decât să știm, dar... A fost un test. Așa zici acum sau așa ai gândit atunci? Așa am înțeles atunci. Așa ai înțeles. Am început cu Biserica Biruința din Hunedoara, la un moment dat un set de mesaje din Apocalipsa și în duminica, ultima duminică din luna noiembrie, duminica dimineața, am predicat... În Apocalipsa, subiectul a fost bucurie în foc. Aha. Și nu, sună interesant, da. Deci asta a fost subiectul. Și ai predicat cu pasiune. Bucurie în foc. Și ce îndemnăm pe oameni? Indiferent ce foc vine, noi ne bucurăm, ne încredem în Domnul. La un moment dat, luni m-am întors, eu și lucrez ca și poștaș la Călan, luni m-am întors de la servici și urma să plec marți dimineața la Oradea, murise fratele lui bunicu, fusese păstor la Burzuc mulți ani în Biserica Pentecostală și am zis, merg la mormântare, eram pregătit să plec și la un moment dat am trimis copiii la culcare, ne-am spus, uite, dacă vreți să veniți cu mine trebuie să ne culcăm, că dimineața ne trezim de vreme să plecăm. Am și ațipit la un moment dat și a venit băiatul cel mic și zice, tati, miroase a fum la noi în cameră și s-aude zgomot la centrală. M-am gândit, zic, probabil centrala o fi ajuns la o temperatură mai mare și a început să dea pe la vasul de expansiune afară, o fi dat supapa și când m-am dus, am deschis ușa la centrală, era tot un flăcări. Am fugit repede în casă, i-am scos pe toți afară, ne-am zis să iasă toți afară și m-am dus în spate să dau cu furtunul cu apă, am sunat la pompieri și preocuparea mea era
să nu cumva să se aprindă și casa vecinilor. La noi casele sunt foarte aproape una de, de cealaltă și zic să nu cumva să se aprindă și, și casa vecinilor. Și zic, auzeam cum se mistuie în foc și pușcă geamurile și toate astea, Dumnezeu mi-a dat pace. Și îi mulțumesc. Adică ți-a dat pace sufletească, da. Nu că ți-a dat pace. Da, mi-a dat pace sufletească în ideea în care am văzut că inima mea nu e legată de lucrurile alea. Chiar mi-am aminte după 4 ore de foc, m-am dus în partea din fața casei și băiatul meu cel mare plângea. Și i-am spus, David, zic, nu plânge, că ce-i mai important e afară. Zic, restul putem fi fără ele. Zic, dar ce-i mai important e afară? Zic, ce folos dacă rămâneam cu lucrurile și se întâmpla să fi fost incendiu mai târziu, copiii mei n-ar fi fost niciunul în viață. La ei camera o ars în întregime. Pe peretele de la camera lor s-au întins incendiu, s-au prins acoperișul și de sus în jos s-au ars tot ce a fost la ei în cameră. Mi-am spus, uite, ce-i mai important e afară? În rest, zic, Dumnezeu le-a dat, Dumnezeu a îngăduit să rămânem fără ele, El poate să ne le dea și chiar dacă nu o face, noi rămânem credincioși Domnului. Și începând din următoarea zi, mi-am aminte, era întâlnirea păstorilor aici la Deva și fratele Mircea împreună cu fratele Nicu, cu un alt coleg, cu Ovidiu Scorobete, în drum spre Deva, au intrat pe la mine să ne vadă, m-au încurajat și spune, noi mergem la întâlnirea cu păstorii și ne rugăm pentru tine. Eu eram acolo, mă chemase la un moment dat un vecin că se reaprinsese o parte din casă și m-am dus să dau cu apă să sting și partea focarul aia, da, focarul respectiv. No, și în toată experiența asta am simțit dragostea lui Dumnezeu manifestată prin oamenii din jur. Deci atunci când ești în situația respectivă, stai să le gândești pe toate sau acționezi în funcție de valorile din interior care le ai, nu neapărat că atunci îți faci planuri. Nu, deci eu atunci pe moment, primul lucru care a fost să scot copiii afară, i-am dat la băiat geanta cu acte și zic restul că se ducă, nu murim pentru lucruri, că nu suntem noi făcuți pentru ele sunt pentru noi. Și în toată perioada aia în care mă luptam cu furtunul să sting incendiu, am spus, Dumnezeu mi-a dat acea pace în inimă, nu eram disperat, nu eram încă unul dintre agenții de la poliție au venit acolo și spune, băi Vio, mie nici acum nu vine să cred când te-am văzut atât de calm, ci eu dacă mi-ar fi luat foc casă nu știu ce aș fi făcut. Cum a fost soția? Soția a fost mai încercată în ideea că a avut un oarecare sentiment de vinovăție. Ea a prins focul în centrală și oarecum s-a gândit dacă n-a greșit s-a gândit undeva că, sau ceva. Nu, da. Tot necazul ăsta prin care trece mi se datorează ei că nu a fost atentă. Și au fost vreo 2-3 zile în care au plâns în continuu, nu a fost bună de nimic în perioada aia, adică nu putea să facă mare lucru, să fie suport pentru copii sau sprijin. A fost o perioadă în care au avut nevoie de rugăciune și au trecut un pic mai greu peste încercare. Eu din următoarea zi nici n-am prea mai apucat să mă gândesc la ce a fost, în ideea în care deja primeam telefoane din toate părțile, veneau oameni să cum vină. Cum a fost? V-ați rugat pentru ei? De noi. Ne-am rugat atunci. Ne-am rugat cu foc. V-ați rugat și voi cu foc, da? Da, ne-am rugat și pentru că atunci când am mers și l-am văzut, l-am simțit pe el și ne-am bucurat că l-am văzut în viață. Noi de dimineață am auzit știrea și ne-am rugat pentru el și am spus, Viorele, ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și știm că Dumnezeu va lucra. Și într-adevăr, am văzut cum mâna lui Dumnezeu a fost la lucru și atunci i-am spus, zic că Dumnezeu a luat casa asta, dar îți va da o casă mai bună. Și cred că asta Dumnezeu a avut în plan pentru Viorele. Bine, eu știu că v-ați mobilizat repede, s-au mobilizat colegi, s-au mobilizat... Da, a fost o mobilizare exemplară din partea tuturor colegilor din comunitatea. Am anunțat, era ședința comunității a păstorilor marți și imediat am trimis, următoarea duminică facem colectă, apoi am trimis prin țară, v-am scris și dumneavoastră, ați trimis tuturor celor din Consiliul Uniunii și cred că
a fost extraordinar. Și mulțumim Dumnezeu pentru... Da, nu ne dorim să trecem prin ele, dar dacă Dumnezeu le îngăduie, exact, putem vedea și aici bunătatea și credincioșia Lui. Ce, dacă ar fi după tine să poți planifica viitorul, ce ți-ai dori? Nu știu. Cred că am ajuns la vremea în care să-mi planific. Mă încred în Dumnezeu și spun, Doamne, Tu știi ce va fi ziua de mâine și lucrez pentru ziua de astăzi. Da, interesant. Dar, da. În contextul slujirii în Valea Jiului e foarte interesant să faci planificări, pentru că anul trecut unul dintre prezbiteri mă anunță, eu voi pleca anul viitor, fostul secretar mă anunță, eu voi pleca la Cluj, alții mă anunță, noi vom pleca, și atunci e destul de dificil să-ți faci anumite planuri, pentru că dacă îți faci planuri de slujire, slujirea implică personal, oameni cu care să slujești. Nu poți să slujești de unul singur. Și atunci am avut o perioadă de frământări în urmă cu 4 ani de zile, frământări puternice, pentru că mă îngrijoram, pleacă toți, tinerii mi-au plecat și bisericile din Timișoara și din Cluj sunt pline de tineri de la noi și din județ, și Deva se plânge de același lucru, care e o biserică mult mai mare decât Lupeniu. Și m-am frământat foarte mult. Ce voi face? Biserica este destul de îmbătrânită, 62 de ani este media de vârstă a bisericii. Anul trecut am făcut o statistică și am prezentat-o comitetului și adunării generale și am fost foarte, foarte îngrijorat până când am fost la o conferință cu 2 frați din America și am stat de vorbă cu ei și m-am plâns și unul dintre ei mi-a spus, nu te mai plânge, ce oameni ai, pe cine mai ai, orientează-te și vezi cum ai putea sluji pe cei care îi ai. Și într-adevăr atunci împreună cu comitetul am hotărât să avem în fiecare lună o sărbătoare. Cu cei? Și am început perioada 85-90 de ani. Le-am făcut diplome, am mers la ei acasă, le-am făcut o poză, care nu puteau să vină, i-am pus pe videoproiector. Erau serile cele mai emoționante, când bătrânii plângeau, când biserica era în lacrimi, ne rugam pentru ei și asta a înviorat într-un fel viața bisericii și mi-a dat și mie nădejde și am zis, până la urmă e lucrarea Domnului și biserica e a lui Hristos. Și bun, acum știi că pleacă... au fost mai mulți care au trăit, numai noi nu vrem să le vedem astea în Scriptură și luăm cu dată ce ne convine. Unul care a pierdut oameni big time, să spun așa, a fost Ioan Botezătorul. Adică el ținea câte o predică, iar mai plecau, ținea câte o predică, iar mai plecau. El a avut așa privilegiu să-i trimită înspre Domnul Iisus Hristos. Și apoi și de la Domnul Iisus Hristos au plecat. Și de acum bucuria voastră este că oamenii n-au plecat separându-se de Dumnezeu. Nu, și bucuria mea este că o parte dintre ei au plecat în Germania și acolo au format o biserică, e o biserică baptistă română și ei sunt foarte implicați. Ceea ce nu erau atât de implicați aici, că atunci când am mers prima dată la ei am spus, pe de o parte vreau să vă dau o palmă, pe de altă parte vreau să vă iau în brațe. Pentru că n-ați făcut ce aș fi putut să faceți când eram în Lupeni și erau mulți atunci, dar văd acum că faceți aici. Păi dacă sunt mulți, face celălalt. Acolo au trebuit să se implice. Da, aici nu au ce face. Deci, și apoi tineri, iar marea parte dintre ei sunt implicați în bisericile din Cluj, din Timișoara și într-un fel simțim că am fost de folos lucrării prin ce... lucrarea pe care la asta nu trebuie să răspunzi așa. Te-a sunat vreun coleg din ăsta beneficiar de tineri serios să zică mulțumesc frumos pentru? Deci nu trebuie să răspund. Nu trebuie să răspunzi, da. Nu, poate învățăm așa unii de la alții, că de asta discutăm deschis. Adevărul este că așa au fost împrejurile. Bun, nu este prima dată în țară la noi. Noi, dacă ne uităm în istoria bisericilor baptiste, știm că bisericile baptiste au fost tare la țară, nu la oraș. Dacă vorbim de Bihor, zona Aradului și alte părți, adică vorbeai de localități în care poate aproape în fiecare casă era un baptist, vorbeai de formații, de toate, și în momentul când a început să vină colectivizarea și toate lucrurile, oamenii, mulți dintre ei s-au gândit la viitorul copiilor și au dat seama că dacă rămân copiii la sapă chiar nu mai rezolvă nimic, au plecat înspre oraș
Și așa au început să crească bisericile în oraș. Nici în perioada respectivă, nu știu câți dintre slujitori de la oraș s-au dus neapărat dincolo la țară. Poate mai mergeau așa când mai primeai, știi, un cârnaț, un pui, știi, sau se duceau copiii când erau bunici acolo, părinții. Dar eu zic că privim și pozitiv. Dacă noi îi creștem și alții îi pot folosi pentru slava lui Dumnezeu, până la urmă vorbim de aceeași împărăție. Da, asta a fost și mânghierea noastră și faptul că ei sunt implicați. Dar în toate chestiile astea cu sărbătorile, voi ce mai aveați acolo sau aveți? O sărbătoare, sărbătoarea mamei sau ce aveați deosebit așa? Da, da, era... E o tradiție la Lupeni. Am moștenit-o și e, da? Nu e grea o moștenire, e frumoasa moștenire. Frumoasa moștenire. Ultima duminică din mai este duminica în care noi sărbătorim Ziua Mamei și chiar e o sărbătoare extraordinară când e o posibilitate de evangelizare, vin prieteni mulți, vin alții, ascultă cuvântul. Oamenii mai sunt deschiși în zonă pentru Evanghelie? Da, sunt deschiși, dar nu se convertesc. Asta e o durere. Oamenii vin, la evanghelizări vin, chiar ei întreabă când mai faceți evanghelizare, au ajuns să cunoască foarte bine predicatorii și ei recomandă pe cine ar vrea să-l asculte, dar cred că, și am spus de multe ori, în analizele care le făceam cu frații în comitet, cred că viața mult mai bună pe care o trăiesc oamenii acum, material vorbind, îi face puțin să se gândească mai mult la viața spirituală și la o relație, da, cu Dumnezeu. Nici asta nu e o noutate, în general, în societate. Nu, da. Înainte oamenii erau mai necăziți, mai cu probleme. Cred că erau mai atrași. Se gândeau mai mult, da, la bunătatea lui Dumnezeu, da? Ce ar zice soția ta dacă aș întreba-o, dacă ar fi aici, aș întreba-o. Acum ai o soție înțeleaptă, ea sigur ar răspunde înțelept. Vezi și tu ce răspunzi. Dacă aș întreba-o că îi pare bine că bărbatul a lăsat mina cu postul bun și a intrat în slujirea lui Dumnezeu. Acum cred că ar zice că da. De fapt, ea îmi spunea și în perioada în care lucra la mine, știi, locul tău nu e aici. Și într-un fel parcă o înțeles că Dumnezeu chiar ne cheamă. Eu am zis asta pentru că eram în Ucraina la o conferință cu slujitori și mai povesteam cu ei în pauză, mese, nu știu ce, și mai aveam dialog și în timpul cursurilor. Și vedeți, există două categorii de slujitori. Tu când te-a luat, Cristina e soția ta? Da. Când Cristina s-a căsătorit cu tine, teoretic ea știu la ce se înhamă. Da, pentru că eram păstor. Tu erai păstor, aveai o chemare, deci nu, acum nu poate veni să spună, bă, eu n-am știut că tu ești cu astea. Adică cum mai râd și eu, că și eu sunt în situația ta. Și zic, băi, nevasta n-are ce zice. Ea m-a luat așa cum a fost, o știut că îmi place să vorbesc, nu să lucrez. Ea a fost cu lucru, eu cu vorbit, o rămânem statornici fiecare. În cazul tău e un pic diferit și în cazul altor colegi, pentru că soția nu s-a căsătorit cu un slujitor full-time. Acum știa că în direcția respectivă mă îndrept. Ceva semne avea? De prin 98 am început să mă implic în a studia la clasa teologică și am fost implicat în slujire, chiar dacă nu ca și păstor, dar am fost toată perioada asta până în 2004 implicat în... Cam cât i-a luat așa până s-a obișnuit ea cu gândul că... A fost o decizie pe care am luat-o împreună și o decizie care n-a durat. Deci n-am stat. Ea a zis, bun, dacă asta simți că Dumnezeu acolo, în direcția asta mergem. Frumos. Și... Că ai zis de copii. Știi că toți sar de la una la alta, că eu sunt curios, de asta vă întreb, știi, nu mă interesează pe mine ce interesează pe aia, dacă nu pot pune întrebări, da, asta este, mă știți, e partea, avantajul meu că sunt aici, că pot pune întrebări, avantajul vostru că ne ascultați și puteți să ne dați sugestii. Câți copii aveți? Doi băieți. Ce vârstă? Cel mare face 17 luna viitoare și cel mic în septembrie 10.
Oh, frumos. La voi n-a existat și nu există ideea de adolescență, de greutăți, probleme? Sunt provocări și mă rog pentru cel mare, în mod special. El e un copil tare interesant, e greu să-l înțelegi. Eu cred că dacă aș vorbi cu el, de multe ori am niște părinți greu să-i înțeleg. De multe ori stau și caut să-l analizez, așa, că, să vezi cam cum să-l iei, ce... și să vă dau un exemplu. Când eram mic, era la școală, la un moment dat, eram clasa 1, am zis: David, uite, pentru că ai făcut asta, să știi că îți vând bicicleta. A doua zi au venit acasă, cetatea a găsit client. Deci, nu prea aveai cu ce să-l... Tu așteptai el să vină cu plecăciuni? Dar el nu, deci nu aveai cu ce să-l prinzi la colț. Nu, eu cred că el s-a gândit o vinde pasă, pasă mea una nouă, știți? Sigur. Nu că era nouă, chiar atunci a luat, nu avea mult. Cu orice, deci orice pedeapsă i-aș fi aplicat, o îndura fără niciun comentariu. Dacă stai de vorbă cu el, la un moment dat plânge, zici gata, ai pătruns. Și în clipa următoare îi zici că n-ai stat de vorbă cu el. Și e o provocare pentru noi și în același timp o îngrijorare. Ca și slujitor îmi doresc ca copiii mei să fie implicați, mi-aș fi dorit să văd în ei aceeași dedicare față de viața spirituală cum a fost la mine, dar pare total diferit. Da, acum noi ce le spunem altora e valabil și în cazul slujitorilor. Faptul că se nasc copiii în familii de credincioși nu înseamnă că n-au nevoie de transformarea lui Dumnezeu și vă rugați în continuare. Da, nici nu aș vrea să fie pentru el. N-am insistat să zic că măi, tata m-a forțat că e păstor acum și trebuie să mă botez cam 17 ani. Dimpotrivă, am stat de vorbă cu el și caut și mă rog ca Dumnezeu să-l cerceteze cum o cerceta și pe mine. Sigur. Și când o să vină să spună, poate la 18, poate după aceea să vină să spună, tată, vreau să mă botez, să știu că e decizia lui, nu împins de noi. Are libertatea de... Și ăsta de 10 ani seamănă sau... Cel de 10 ani oarecum el e mult mai serios în privința asta și mult mai dedicat. El pune inimă în tot ce face. Da. Dacă îi spui ceva, el imediat se implică, ascultător, în privința asta. Cu pedepsele... Nu prea, deci el nu prea ține la cel mai mare, când îi spuneam, băi, nu te dai jos din pat, când era mic, îi spuneam, nu te dai jos din pat, puteai să-l ții 2 ore acolo, că nu se dea jos din pat. La asta mi-e niciodată nu ținut. Deci de câte ori a spus, băi, să nu te prind că cobori de acolo. De bătut nu i-am bătut niciodată, că mi-a fost dragi. Mi-a fost greu să... Păi, oare nu-i poți bate de dragi? Da, nu, de asta mi-a trece, da, că tu nu... Niciodată nu i-am corectat. Deci și la voi funcționează un pic chestia asta, zice ea ceva, dar de vine ești tu că nu ai aplicat. Nu, știu ce. Nu trebuie să răspunde la întrebări. Da, e interesant. Dar la el, deci cum a spus, dacă, să zic, iei telefonul sau nu lasă să joace, bun, trece, dar după o zi, două, vine și spune, păi știi, astăzi a fost cu minte. Da, păi, bun, dar pedeapse pentru o săptămână. Acum și Domnul mai are har. Eu mă gândeam apropo la statutul ăsta de părinte, nu știu cum să zic să nu greșesc, dar Dumnezeu este părintele cu cei mai interesanți copii. Uite, tu ai putea povesti o seară întreagă numai despre doi, știi? Oare dacă ar fi să povestească Dumnezeu despre noi? Și apropo, te deranjează că sunt doi copii diferiți? Nu mă deranjează că sunt doi copii diferiți, dimpotrivă, iubesc pe fiecare așa cum e. Oare de ce nu înțelegem noi în relația cu Dumnezeu și noi în relația unii cu alții că putem să-i aparținem aceluiași Dumnezeu și să fim diferiți? Da, și Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, chiar dacă noi nu ne prea iubim unii pe alții, că ni se strică jucăriile. Cum sunteți voi la capitolul copii? Două fete, în decembrie cea mare, 20 de ani. Cea mică 11, i-a făcut în ianuarie. Bine, ne bucurăm de... N-ai probleme că ai două fete? Nu am probleme, deși prima fată trebuia să fie băiat. Ea explică asta, cum trebuia să fie băiat. Trebuia să fie băiat. Adică, ai și fată. Toate surorile din biserică
preconizau, au ei. Știu ele, da. Ne spuneau tuturor, și mie și soției, e băiat. Chiar și medicul a spus la ecograful din spre apropiere de naștere că va fi băiat. Ne-am pregătit nume de băiat, haine, tot. Și în dimineața în care s-a născut fetița, când a mers și m-a felicitat asistenta medicală, zice, felicitări, domnule, aveți fetiță. Și eu am zis, o, fetiță? Dar nu spuneam asta în sensul că nu vroiam fetiță. Da, niciodată n-am băiat sau... Dar pentru că toți m-au setat cu băiat, asta a fost o reacție. Și o parte bună, o perioadă bună din viața ei a fost ca băiat. Da. Nu, da, că se întâmplă și la alte case mai mari. Eu am întrebat odată pe cineva, dar pe un alt domeniu, vis-a-vis de chestii de genul ăsta, că te duci la medic, îți spune, și mi-a rămas în minte ce mi-a spus medicul respectiv. A zis, domnul Iuga, noi avem, la ora respectivă, ce noi avem multe ecografe, dar avem puțin ecografiști. Și asta cumva m-a lămurit că unii se uită acolo, văd și nu văd sau nu înțeleg, da, și până la urmă, da, asta este, Dumnezeu mai are surprizele lui în ciuda tuturor aparaturilor și toate astea. Bine, Domnul să le binecuvinteze, amin, fetele amin. Voastre, băieții voștri și să... ne ajute pe toți, noi și casa noastră să-i slujim lui Dumnezeu. Dacă ar fi să dai un sfat, ce ai sfătui? Ai sfătui nevestele, ai sfătui pe cei în vârstă, tinerii? Nu m-am gândit niciodată așa, la care ar fi poate latura să sfătuiesc. Aș fi oarecum reținut în a sfătui. Pentru că întotdeauna când dai sfaturi, oamenii privesc la cel care dă sfatul și spune, păi, doctore, vindecă-te pe tine mai întâi. Ceea ce aș îndrăzni să spun este că, și aș îndrăzni totuși, să dau un sfat, este că, indiferent de categoria de vârstă, fie că vorbim despre tineri, că vorbim despre surori sau vorbim despre frați, este important să nu ne pierdem nădejdea și să căutăm să ne găsim în fiecare moment în planul lui Dumnezeu. Pentru că toate celelalte lucruri n-au valoare. Toate celelalte lucruri pe care le putem înfăpti, în care ne putem încrede, la un moment dat pierd. Și cred că cea mai mare satisfacție a unui om și a unui slujitor și a unui membru al bisericii și a unui om este să știe că la momentul în care Dumnezeu privește în viața lui, el este acolo unde Dumnezeu îl vrea. Până se gândește Mircea la categoria care o alege, poți să le spui și la toți, nu e nicio problemă că ei te ascultă. Mă gândeam în timp ce spunea la următorul lucru. Cam toți, eu chiar bănuiesc aproape toți, când ne gândim la veșnicie, dacă ar fi să alegem o frază, una din frazele cunoscute care am vrea să se spună în dreptul nostru ar fi bine, rob, bun și credincios. Interesant că în veșnicie alegem să ni se spună rob credincios, dar poate pe pământ de multe ori uităm sau neglijăm partea aceasta a credincioșiei. Nu cred că este ușor, mai ales într-o societate care atât de mult este înclinată înspre a arăta succes, realizări, nu știu ce, și noi am vrea, dar nu mântuim noi oameni, nu îi ducem noi pe calea lui Dumnezeu, nu îi păstrăm noi pe calea lui Dumnezeu, până la urmă oamenii toți au libertate de decizie, noi îi sfătuim, îi învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, ei aleg ce să facă cu cuvântul lui Dumnezeu, dar ideea aceasta a credincioșiei, dar nu știu dacă se aplică și la tine, că ești tânăr, dar am văzut... Poți începe cu ideea credincioșiei când ești tânăr, dacă nu ești atent te pot virusa un pic ideile din societate și după o anumită vreme îți dai seama că cel mai important lucru este să fii credincios lui Dumnezeu, că realizările nu țin de noi, ci țin de Duhul lui Dumnezeu și El lucrează diferit de cum planificăm noi. Un sfat sau o încurajare sau un îndemn pentru toți. În perioada ultimă de timp, ceea ce am descoperit eu și cred eu că ar fi necesar pentru fiecare să citească Scriptura mult mai mult. Nu că nu o fac, dar cred că avem nevoie și mai ales tinerii au nevoie de cunoștință biblică,
este un fel de lipsă de cunoaștere a Scripturii în rândurile unora. Asta sună interesant când avem atât de mult acces la Scriptură în tot format. Dar în același timp avem atât de mult acces la multe alte lucruri care sunt foarte îmbietoare. Și atunci un om care citește Scriptura va învăța să o citească, să o pună în practică și întotdeauna va fi atras din nou. Ai recomanda să aibă un program de citire, să urmărească ceva sau să citească, oricum numai să citească? Da, e bine să aibă un program, e bine să aibă un program, dar acum programele sunt diferite și se pot găsi pe internet și foarte ușor. Fiecare să-și ia, cel puțin pentru mine, citesc Scriptura în fiecare an de la un capăt la altul, cel puțin odată. Dar e important să încep să nu doar să citim, ci să medităm. Citim, medităm, da, și o aplicăm pentru noi înainte de a o spune altora. Deci asta cred că ar fi o perioadă foarte, foarte importantă. Un sfat foarte important, să înceapă să citească Scriptura mult mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu, păi și asta știm noi din Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, deci în timp ce asta știm și noi un verset din Biblie, unii Iisus plângea, ăsta este belșugul. Dragilor, mulțumim că ne-ați ascultat, sperăm că a fost o seară binecuvântată pentru voi, o să vă aduc aminte ceea ce mi-am adus eu aminte în seara aceasta, când cuvântul lui Dumnezeu spune despre un slujitor și noi spunem un slujitor mare, a venit un om, omul acesta ca alți oameni, dar ceva special, chemarea, slujirea, era trimis de Dumnezeu. M-am bucurat în seara aceasta să discut cu doi din colegii slujitori, cumva să vă aduc aminte din nou că toți suntem slujitori al lui Dumnezeu. Sunt chemări diferite, sunt slujbe diferite, dar există un singur stăpân, există o singură chemare a lui Dumnezeu de a sluji în împărăția lui Dumnezeu toți. Fiecare avem daruri diferite, dar Dumnezeu pregătește și harul necesar și răsplata care vine în urma slujirii. Gândiți-vă cum puteți sluji, unde puteți sluji. Vă îndemnăm și o să vă îndemnăm în continuare. Slujiți întâi pe cei din casa voastră. Dar nu vă opriți la cei din casa voastră. Dumnezeu a așezat lângă voi vecini, colegi de școală, colegi de lucru, oameni care trec prin bucurii sau prin greutăți. Și Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul în care credem și care este cu noi, este și Dumnezeul zilelor bune și Dumnezeul zilelor grele. Avem nevoie de Dumnezeu în zile bune, dacă nu pentru altceva. Să-L cunoaștem mai îndeaproape, ca dacă într-o zi va veni greul, să avem curaj să mergem la el, să nu ne fie străini, ci să ne fie prieten și să mergem cu încredere înaintea unui tron pe care încă îl putem numi tron de îndurare. Îl slujim pe Dumnezeu aici cu bucurie, pentru că asta vom face veșnic. Îl vom sluji pe Dumnezeu în alte condiții, cu alte trupuri, dar va fi bucuria noastră să fim împreună cu el și să-i aducem slava și gloria pe care le merită din plin. Mulțumesc frumos că ați fost cu noi în seara aceasta. Noi mulțumim, și noi mulțumim și ne-am bucurat. Binecuvântările lui Dumnezeu peste casele voastre, peste cei pe care îi slujiți. Continuați să îi slujiți cu drag și continuați să îi slujiți așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Pentru că cel care slujește este cu adevărat mare. Încă o dată și vouă, o noapte binecuvântată și nu uitați, Dumnezeu ne slujește pe noi, Iisus ne slujește pe noi, ca în puterea Lui noi să-i slujim pe alții.